Tinerii au început să prindă gust pentru tradițiile autohtone în detrimentul celor importate care până nu de mult reușeau să stârnească multă vâlvă. Îmbrăcați în ținute care îmbină elemente folclorice cu obiecte vestimentare actuale, tinerii l-au sărbătorit pe Dragobete prin joc și voie bună. Faptul că tinerii sărbătoresc dragobetele mai nou nu poate decât să mă bucure și să sper că de la an la an din ce în ce mai mulți tineri vor sărbători sărbătoarea noastră a românilor, sărbătoarea iubirii, decât să sărbătorim sărbătorile altora. Președinta TSD Năvodari, Ana Maria Oprea, a pus la punct un program artistic pe filon tradițional, unde tinerii au răspuns cu mult entuziasm. O să trebuiască să nimerească cu acești peștișori coșul lui. Sau mai bine zis, capul lui, să vedem dacă nimerești. Totul depinde de tine, acum. Bine! Bine ați venit la TSD Năvodari, bine ați venit alături de TSD Constanța. Vreau să știți, dragii mei, că suntem o familie, suntem o echipă. Îmi face mare plăcere să văd că sunteți cât mai mulți alături de noi. Vreau să mulțumesc, în primul rând, președintei de la tineret, Ana Maria, care sincer să fiu, a fost și este sufletul echipei. Duminică seară, în localul de la Malul Mării, unde a fost sărbătorit Dragobetele, au fost prezente și personalități ale urbei locale, dar și membrii importanței PSD. Eu vreau să-i felicit pe tinerii care au avut această inițiativă, și totodată și pe cei care au participat astăzi la acest eveniment, pentru că este foarte important să ducem tradiția mai departe și ei au ales astăzi să sărbătorească românește cel mai frumos sentiment de pe pământ, care este dragostea. Noi de ceva ani tot am organizat la Năvodari Valentine's Day, de vreo 5 ani de zile am hotărât să organizăm Dragobete. A fost un real succes pentru tinerii noștri care s-au ocupat de această organizare. Ne naștem din iubire și pe parcursul vieții trecem prin niște etape și înțelegem diferit iubirea. Astfel, tradiția a dat mână cu distracția într-o seară în care iubirea și mândria de a fi român au fost puse la rang de cinste.